Bună! Ce faceți? Am revenit cu apa magică. Multe persoane m-au întrebat cum o fac. Deși eu am luat rețeta de la Scripiciosu și el de la Danita și așa mai departe, am să vă spun cum o fac eu. Mai au fost persoane care m-au întrebat de ce mie mi iese așa de roșie. Și am să vă spun secretul meu. Haideți să vă spun rețeta, da? 4 lămâi făcute, tăiate în 4, stoarsă zeama, 250 de grame de afină, câteva frunze de mentă și ghimbir, 150 de grame, 200, depinde cât vrei să puneți și cât de tare vrei să fie. Și le-am pus aici în blender, da? Eu aseară am luat cam 2 linguri de afine din cutie și le-am băgat la congelator. Acum când am făcut apa, le-am pus într-un blender și le-am dânduit acele 2 linguri de afine cu un pic de apă. Le-am dat prin sită, le-am strecurat și zeama am pus-o aici. Și din cauza asta îmi iese așa, roșie, da? Nu e niciun secret. Și se bea, nu? Dimineața pe stomacul gol, la prima oră, un pahar și la fiecare masă înainte cu 10 minute. Am înțeles că are efect dacă o beți zi de zi și cu o dietă sănătoasă. Are efect chiar după o săptămână și după o lună de zile veți fi foarte încântate. Eu de săptămâna trecută am avut 88 de kg și 100 și astăzi, dar m-am cântărit foarte târziu, am cântărit 82 și 300. Mă uit aici pentru că eu am aici un grafic, că mereu mă cântăresc, în fiecare zi mă cântăresc și mi-apuntez și scriu acolo. Păi, asta este, da? Vă doresc succes și cum vă merge cu ouăle? Să-mi scrieți și mie dacă ați slăbit, da? Vă pup, ceau!